Două dintre cele mai bune sportive din Gorj și din România au fost premiate luni de către autoritățile locale din Târgu Jiu. Este vorba despre canotoarea Denisa Tâlvescu și atleta Andreea Pâșcu. Pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Târgu Jiu a fost supus aprobării un proiect de hotărâre privind acordarea unor premii în bani pentru sportivele Denisa Tâlvescu canotaj, 10.000 de lei net, și Pâșcu Andreea Lina atletism, 7.500 de lei net. Hotărâre privind acordarea unor premii în bani pentru sportivele Denisa Tâlvescu canotaj, 10.000 de lei net, și Pâșcu Andreea Alina atletism, 7.500 de lei net. Pe lângă sumele de bani propuse, domnule primar, vă rog să transmiteți și felicitările noastre. Ne putem mândri cu astfel de sportive care au obținut medalii de aur și de argint la campionate mondiale și europene. Aviz favorabil de la toate comisiile. Cine este pentru? Este cineva? Da. Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, domnul primar, dacă doriți. Din acest punct de vedere, aș vrea pe timpii de antenă pe care avem în colaborarea cu televiziunile locale, mă refer la timpii pe panourile de afișaj, astfel de sportive să le putem o perioadă de timp mediatiza cu sportivele respective sau alții copii meritoși din municipiul Târgu Jiu. Ar fi foarte bine ca și comunitatea să știe foarte bine și o să inițieze, dacă e nevoie de un astfel de proiect, să știe foarte bine că avem copii talentați și valoroși în municipiul Târgu Jiu. Canotoarea Denisa Tâlvescu și-a adăugat în palmares în acest an două medalii continentale de aur la campionatele europene de senior de la Glasgow. De asemenea, atleta Andreea Pâșcu și-a propus să se califice la următoarea olimpiadă de vară, după ce a obținut numeroase medalii la competițiile interne și internaționale.